Și am ajuns la ziua de joi, 3 aprilie, zi de oaie, sub elementul, sub influența elementului lemn-in. Această zi de oaie este foarte benefică pentru toți cei care vor să folosească centrul casei și îl folosesc mai mult, sau centrul biroului lor, sau al spațiului lor de lucru, pentru că acolo se va afla steaua prosperității. Acum nu mai cade pe nicio zodie în această zi, cade în centrul casei și este important să ținem cont și de aceste aspecte, care sunt de feng shui, practic. Să profităm de ele. Pentru zodia oaie, din păcate, veștile nu sunt prea grozave. Aveți energie, pentru că este dată de zodia dumneavoastră a zilei, însă steaua zilei nu vă ajută deloc. Este poate că una dintre cele mai proaste zile din săptămâna viitoare. Aveți obstacole posibile, aveți probleme cu comunicarea, nu neapărat din cauza dumneavoastră, repet, dar acestea sunt predispozițiile și atenție mai ales la probleme de sănătate, mai ales cei care vă știți cu probleme de sănătate și mai ales pe ceea ce înseamnă probleme cu sistemul digestiv, probleme cu aparatul reproducător, probleme cu pancreas pentru unii, da? Probleme chiar care pot să fie de cu ficatul sau cu vezica biliară. Deci, iată, este o marjă mai mare de pericol, să spunem. De asemenea, sunteți ceva mai predispuși la probleme, la viroze pe care să le luați sau, eu știu, să vă îmbolnăviți. Deci nu stați pe lângă oameni răciți, nu stați pe lângă oameni care sunt depresivi, nu vizitați cimitire, mai știu eu, spitale sau locuri din acestea de energie in, cum se numesc, da? Adică locuri de suferință. Și nu mergeți la mormântări, în primul rând, în această zi. Deci nu aveți ce căuta acolo. Acum, în altă... Nu am, din păcate, prea multe vești bune pentru nativii oaie. Purtați amuleta pagoda celor 5 elemente, asta este sugestia mea, sau măcar pagoda cu sutra inimii, care este la fel de ajutătoare, la fel de puternică. Nativii maimuță, în această zi de oaie, nici nu prea beneficiază de lucruri prea minunate și voi trebuie să fiți foarte grijulii cu sănătatea. Asta înseamnă să fiți atenți, da, la semnalele pe care vi le dă corpul. Dar atenție și în plan emoțional, pentru că pot să vă afecteze unele lucruri și puteți să vă lăsați afectați. Și pentru voi, aceea sugestie, purtați amuleta pagoda celor 5 elemente sau pagoda cu sutra inimii sau ceea ce v-am arătat eu încă o dată, să vă arăt, dacă mai am la îndemână, acea pagodă care este puțin mai veche, dar, adică e fabricată anul trecut sau acum 2 ani, însă, aceasta e tot o pagodă, atenție, împotriva stelei 5. Deci, această pagodă a fost creată pentru anii trecuți și este la fel de valabilă pentru a vă proteja de steaua 5. Deci, cei care ați rămas cu ea sau o aveți, să știți că este foarte bună, dacă sunteți din zodiile afectate de steaua 5 în acea zi, să o purtați asupra voastră, în lipsa pagodei celor 5 elemente sau a pagodei cu sutra inimii. Nativii cocoș sunt bine aspectați, să spunem, o ascensiune, aș numi eu, în plan profesional, în această zi. Au o poziționare bună în fața celorlalți, sunt bine văzuți, au succes în această zi, cam cu tot ceea ce își propun să facă. Și în primul rând, în plan profesional. În primul rând, în plan profesional, sunt chiar ajutați sau li se sugerează anumite lucruri sau sunt sfătuiți sau li se arată cumva calea de către un șef, un superior, un coleg, un partener de afaceri. Este o situație bună pe ansamblu, o zi bună, care le dă puțin mai mult curaj. Și chiar sunt sfătuiți să ia decizii dacă sunt puși în fața acestor aspecte, de asemenea cu curaj înainte pentru semnare de acte, dacă e necesar, sau deschiderea unei afaceri, deci este o zi bună pentru aceste lucruri. Nativii câine. Atenție la aspectul sănătății, nu este nimic care să vă impacienteze prea tare, în schimb planul profesional are de câștigat și în cazul dumneavoastră, chiar și cel financiar are de câștigat, dar în primul rând cariera voastră
poate să capete accente bune, să spunem, și mai bune în această zi. Totuși, planul sănătății primează și aș spune atenție în cazul vostru cu, eu știu, stomacul, în mod special stomacul și intestinul subțire. Aveți grijă ce consumați, ce alimente, ce mâncați, ce beți, da? Și să nu mâncați la nervi. Nativii mistreți sunt foarte bine aspectați, chiar mai bine decât nativii câine. Foarte bun planul financiar și profesional. De data aceasta, în cazul vostru, poate că probleme de sănătate nu ar trebui să apară, da? Chiar nu ar trebui să apară. Și să nu aveți bătăi de cap, deci este o zi chiar foarte bună din săptămână, ziua de joia viitoare, ziua de 3. Nativii șobolan sunt într-o zi de oaie și asta nu prea le dă mult, să spunem, succes, însă au o stea care îi ajută foarte mult. Nu știu dacă suficient, în cazul unora poate să fie insuficient pentru că aveți această stea 5 a anului care vă ține pe loc de multe ori, însă această stea a zilei vă ajută în planul relațiilor, în primul rând, a lucrurilor bine făcute de voi și în care să vă mai deblocheze cumva calea, cu toate că e zi de oaie și puteți să mai aveți blocaje, obstacole date de alții, clar. Deci nu voi vi le puneți, ci alții vi le pun în cale. Ce vă recomand este o amuletă de protecție, în primul rând. În astfel de situații, totdeauna vă recomand o amuletă de protecție și o amuletă pentru dragoste. V-ar ajuta foarte mult, nu numai în planul dragostei, ci și al relațiilor de amiciție. Iată, este una dintre ele, simbolul dublei fericiri. Este foarte bună pentru stimularea acestei stele a zilei, da? E drăguțică și una dintre cele mai drăguțe cu simbolul dublei fericiri. Vreau să vă spun că ați avea nevoie de ea, de, din ce cauză? Că e și zi de oaie care nu vă e prieten și este și această stea 5 a anului pe voi, tocmai pentru a potența steaua benefică a zilei, să îi dați puțin mai multă putere și să o activați. Nativii bivol, nu prea o zi bună, este cea mai proastă zi din săptămâna viitoare pentru ei, din păcate, ca predispoziții, desigur, este zi de dușman și o zi cu steaua bolilor. Deci, atât și nimic mai mult, din păcate, sănătatea poate să aibă de suferit, relațiile pot să aibă de suferit, relațiile de la serviciu pot să aibă mai mult de suferit, dar atenție și în planul relației de cuplu, pentru cei care aveți o relație de cuplu serioasă, încercați să nu vă certați și să nu discutați în contradictoriu. Iar cei care sunteți într-o relație nouă, atenție că vă puteți certa chiar serios. Și puteți să vă despărțiți dacă nu aveți grijă. Și vă și afectează cu sănătatea după aceea, acel aspect. Deci, pentru voi, în primul rând, o amuletă de protecție a sănătății și apoi și de protecție în general. Deci, iată, uitați, aceste brățări, de exemplu, argintii sau aurii, vă spuneam că sunt, au o mantră, o Mani Padme Hum, care este o mantră de protecție maximă. Și doamnele pot să poarte aceste brățări ca protecție, pe lângă multe alte amulete, care sigur că sunt disponibile și pe site-ul nostru, pe amuletele de protecție mă refer, tot ce înseamnă simboluri de protecție, nodul mistic, ca la chakra, ce să vă mai spun, Shambhala, da? Tot ce înseamnă silaba Hum, silaba Om. Și iată că aproape îmi scăpa, nu cel de pe urmă, dar clar un medalion nou, foarte drăguț și ingenios, cu silaba Om de data aceasta, un medalion nou, amuletă medalion, amuletă pandantiv, care are inscripționată silaba Om, deci eu vă recomand ca protecție, pentru că, iată, bivolii, de exemplu, străbat o zi chiar dificilă pe 3 mai, să sperăm că nu va fi chiar așa pentru toți bivolii. Este o amuletă pandantiv care are silaba Om și pe față și pe spate, plus aici pe spate vreau să vă spun că se deschide, asta este vestea, se deschide foarte ușor. Iar aici vi se recomandă să puneți o dorință. Este foarte ingenios făcut, nu e mare, e ușor, da? Și are silaba Om
Este un pandantiv de protecție, în primul rând. Se poate pune o dorință sau o mantră chiar înăuntru, dar mai degrabă o dorință, pentru asta este făcut așa. O dorință pe a ceea ce... Depinde, voi știți ce vă interesează mai mult în viața dumneavoastră să obțineți, fie în planul sănătății, fie în planul carierei, fie în plan financiar, pentru că, sau al relațiilor, pentru că această silabă om nu face decât să vă protejeze și să vă creeze armonie în acel aspect pe care voi vi-l doriți. Deci este o amuletă pandantiv de foarte bun augur. Una dintre variantele, iată, noi pe care le avem, este un pandantiv nou și drăguț. Bun. Și eficient. Asta este cel mai important, până la urmă. Bivolii, deci mare, mare grijă în această zi. Eu am mulți oameni dragi bivoli și credeți-mă că țin foarte mult la toți. Sunteți foarte dragi. Bivolii sunt o zodie minunată de oameni buni, da? Muncitori, care își văd de treaba lor de obicei, care nu umblă cu mișmașuri, cu bârfe, ce e în gușă și în căpușă. Dar intoleranți uneori și cam încăpățânați unii dintre ei, așadar încercați să fiți deschiși și să vă asigurați o protecție pentru această zi ca să vă meargă ceva mai ușor. Nativii Tigru în această zi de oaie nu duc nici ei prea grozav, în mod normal. Sunt posibile probleme de sănătate care pot să apară. Atenție și în cazul vostru cu mai multe aspecte, aș spune, legate de musculatură, articulații, coloană și sistem digestiv. Da? Acestea sunt prioritare, deci de urmărit. Și în cazul în care orice zodie are steaua 2 în acea zi, dragii mei, nu mergeți la sală, nu trageți de voi. Dacă vă simțiți obosiți, dormiți. Dacă, nu știu, ați avut o insomnie, că asta este steaua 2, eu știu, vă creează oarecare nereguli, da? Dizarmonii, ascultați-vă corpul, intuiția și mergeți pe ea, că nu dă greș de obicei. Niciodată, de fapt, intuiția nu dă greș, dar trebuie să ne ascultăm. Și încercați să vă odihniți sau să vă relaxați sau să vă dați o zi de masaj sau să vă duceți undeva să vă facă plăcere. Nativii Iepure, în sfârșit o zi foarte bună și mai ușoară, o zi în care, iată, aliatul spune cuvântul, dar nu numai, este și o stea benefică, care clar vă sare în ajutor din toate punctele de vedere, deci toate aceste energii cumulate vă ajută să găsiți maniera și mai ușoară de a străbate ziua, de a găsi soluții la problemele pe care le mai aveți sau care pot să apară, dar nu sunt probleme, în mod normal, în această zi, deci o duceți bine și cu sănătatea și cu relațiile și cu planul afectiv și cu planul financiar. Cariera nu are de suferit, deci este o zi foarte bună. Nativii Dragon, iată o zi cu probleme. Pot să apară probleme atât în planul sănătății, atenție, boli de pământ. Poate, nu știu, n-ar fi o zi foarte bună pentru a merge la medic. Deci, atenție! De ce? Pentru că s-ar putea să primiți un diagnostic care e eronat. Da? Deci să nu fie, de fapt, probleme și să vă speriați inutil. Atenție la cheltuielile financiare, pentru că s-ar putea să dați kicks și să cheltuiți prea mult total aiurea. Pentru șerpi, de asemenea, nu e o zi prea inspirată, dar... Sigur, oaia nu le pune bețe în roate, dar pot să piardă bani. Atenție pe unde vă puneți obiectele personale, că puteți să pierdeți ceva. De asemenea, poate să vi se fure ceva sau puteți să aveți o pierdere din asta, gen, nu știu, vă zgârie mașina pentru că ați parcat într-un loc unde îi se părea altuia că nu trebuia să parcați. Deci mai pot să fie astfel de aspecte neplăcute și în cazul șerpilor. Nativii Cal. Au o zi bunicică din punct de vedere al zodiei, după cum știți, dar trebuie să aibă mare grijă prin comunicare la probleme în planul relațiilor de cuplu, probleme de emoționale și de dragoste. Puteți să vă certați foarte tare în cuplu, pentru că este o... așa și să cădeți într-o depresie din cauza aceasta. Deci, cu toate că e zi de oaie și vă ajută, atenție mare că steaua primează și vine într-un context cam ciudat, care vă poate da unora dintre voi aceste aspecte, mai ales persoanelor tinere.
Deci, cei care nu aveți un cuplu stabil, cei care sunteți îndrăgostiți, dar, mă rog, nu prea comunicați, nu prea sunteți atenți la cum comunicați, nu jigniți, nu... iar persoanele care, cai, care sunt deja în depresie, atenție mare că această zi vă poate da o accentuare. Deci încercați să evitați toți caii prezența persoanelor depresive care se victimizează sau care au probleme de comunicare și țipă, urlă, eu știu, vă dau o stare de agitație sau de irascibilitate. Plecați de acolo. Deci mare grijă la aspectul comunicării, pentru că este mai serios în acest context, mai ales în cuplu și în familie în general, decât pentru alții când survine, da? Pentru că nu e același context. Iar restul v-am spus pentru oaie și maimuță. Acum, sigur, am încheiat săptămâna, v-am prezentat câteva lucruri noi, sigur că mai sunt și multe altele. V-am spus că așteptăm niște brățări absolut minunate, absolut minunate, de la mama lor, așa, cu simboluri care nu au mai fost. O să le vedeți sau sunt pe Facebook, îmi spune Marian deja, unele dintre ele, unele, da? O să mai fie. Atenție, ele nu sunt în stoc, sunt pe drum. Vin în câteva zile din acest moment. Emisiunea, deci, vă înregistrez astăzi, joi. Însă, ele sunt pe drum și e posibil ca imediat după 1 mai, undeva 3 mai, 4 mai, 5 mai, să le avem în stoc. O să vă anunțăm, bineînțeles, imediat cum le avem. Sunt acolo doar ca să le vedeți, să vedeți despre ce este vorba. Simbolurile sunt minunate, sunt foarte puternice, pentru că simbolurile fac regula. Însă, mărgelele din aceste brățări, aceste sfere, mărgelele, sunt din pietre semiprețioase. Sunt și agate printre ele, sunt lucruri minunate, care probabil că unele dintre ele nu le-ați mai văzut. Și sunt brățări noi, deci ce să vă mai spun. Și nu sunt multe, din păcate, sunt vreo 10 din fiecare, cam asta e, sau câte ori fi. Sau mai puține, în fine, o să vedem. Dar deocamdată nu sunt în stoc, deci nu ne grăbim cu asta, doar să le vedeți și să știți ce urmează. În altă ordine de idei, aștept, bineînțeles, sugestii. Nu avem timp chiar pentru toate mesajele, din păcate, sunt multe care mai rămân în spate, în fine. În continuare este disponibilă extravaganța online 2018 pentru toți cei care... Atenție, sunt încă câteva persoane care mi-au trimis că nu au putut să deschidă, poate nu aveți pe computer posibilitatea, deci programele de pe computer nu vă dau posibilitatea să downloadați. Fișierul acesta vine din pCloud și ce să facem? Trebuie deschis, trebuie downloadat, trebuie încărcat. Iar... în luna mai vă pregătim, am vrut să spun, o surpriză, nu vă spun care, da? Sau să vă spun, este legată de calendare, da? O să putem, într-un număr limitat, e o surpriză din partea noastră, așa, că e luna mai, că începe vara în calendarul chinezesc, începe vara și intrăm din fericire. Din fericire, pentru că e mai echilibrat, o să intrăm odată cu 5 mai, în al doilea trimestru al anului și scăpăm de lunile acelea, aprilie fiind ultima cu probleme mari. Ați văzut la noi, ieri a fost un cutremur, da? Îmi spune Marian că a fost alt cutremur, deci iată, lună de dragon, vă spuneam, bine că nu au fost mari, bine că mulți nici nu le-am simțit, dar știu că au fost. N-am timp să mai simt nici, să sperăm că nu vin mai mari. Sunt aceste incendii aproape inexplicabile pentru voi. Dacă vă amintiți, la începutul anului am spus despre defecțiuni cu probleme cu elicopterele și cu avioanele. Iată că luna de dragon s-au accentuat, din păcate, ba s-a spart geamul, ba ați văzut cu avioanele ce probleme au fost, s-au întors. Așa, chiar la Marian vă spuneam că au fost spații aeriene restricționate din cauza problemei cu Siria, vă povesteam în emisiunea trecută, deci au fost probleme cu transportul aerian și, din păcate, și cu transportul terestru. Iată că nu e de glumă. Pământul acesta, Yang, își spune cuvântul într-un mod total ciudat de multe ori. Însă, de fapt, lucrurile sunt logice, da? Există această lună de conflict față de an,
Sperăm să o terminăm cât de repede, cât de bine, pentru că totuși durează până în data de 14 mai inclusiv, da, ca lună lunară, cu influențe puternice, și să auzim de bine. Ne dorim ca voi să o străbateți cu ușurință și cu sănătate, în primul rând, și cu prosperitate. Dar sănătatea e mai bună decât toate și asta vă doresc din tot sufletul, și să aveți relații armonioase și să fiți fericiți. Aștept întrebări, v-am spus și despre cursuri și în rest nu știu acum ce să vă mai spun, decât că vă doresc o săptămână ușoară și cu prosperitate și să fie bine pentru toți. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți!